Când vorbim despre Accelerom, vorbim despre un brand al companiei de calb. Este o combinație de substanțe, rezultând un tratament sămânță, care acest tratament aplicat la sămânță are rolul de a ajuta foarte mult dezvoltarea rădăcinilor, de a putea stimula rădăcina să absoarbă o cantitate mult mai mare de nutrienți și totodată să, în primele faze de vegetație, și o cantitate mult mai mare de apă. O plantă cu o rădăcină mult mai mică, e clar, explorează o suprafață mult mai mică de sol, ceea ce înseamnă că posibilitatea de a absoarbe cât mai multă hrană din sol este mult mai limitată față de o plantă care are o rădăcină mult mai bine dezvoltată. E vorba de un număr mai mare de boabe pe rând și un număr mai mare de rânduri pe acești tuleți unde a fost aplicat acel tratament de sămânță Acceleron față de același hibrid, că practic vorbim de un singur hibrid unde noi am făcut această diferență, același hibrid unde n-a fost aplicată soluția Acceleron. Am luat ca și martor câte o plantă din fiecare, deci din soluția Acceleron și cea netratată. Asta este o plantă din martor. Primul lucru care îl vedeți și noastră în comparație cu cea tratată cu soluția Acceleron, da, este în primul rând lungimea rădăcinilor. Acea soluție aplicată pe sămânță, da, ca și tratament, îi conferă hibridului o rădăcinare mult mai puternică și explorează mult mai bine solul. Asta este un știulete din planta tratată, da? Iar acesta este un știulete din martor. Diferența a făcut-o tratamentul cu Acceleron. Pe știuletele care l-am prelevat de la plantele tratate cu Acceleron, avem un număr de 20 de rânduri și un număr de boabe pe rând undeva la un 36, ca să fac o medie. La celălalt, la planta martor, numărul de rânduri este de 18, iar și numărul de boabe pe rând este un pic mai redus, vorbim de un 32 de boabe pe rând. Deci, dintr-un calcul simplu, avem în plus două rânduri pe știulete formate și undeva între 4 și 6 boabe pe rând. Ce am testat noi și ce ne-a convins să-l aducem inclusiv în România pentru promovare au fost diferențe undeva poate chiar și de o tonă, o tonă și ceva între varianta martor și același hibrid, dar cu soluția Acceleron. Produsul este unul universal, cum ne place nouă să spunem, și se pretează la densități, de la densități, nu știu, să zic așa, rudimentare, de 55-60 de mii de plante în zonele neirigate, până la densități poate și de 100 de mii de plante în zonele irigate, cum este cazul nostru. Comercial, soluția Acceleron, deci acest tratament sămânță, va intra din luna septembrie a acestui an,